eu sunt Vlăduț și vă transmit, adică suntem în, este ora 6:30, am dat drumul la voi, după cum vedeți, suntem în 3:07, suntem în 3:08, 2017. Astăzi o să vă transmit, adică aseară, am pus o capcană ca să prindește viezuri. De cam 7 zile ne terorizează în viezure, ne-am mâncat jumate, cred că din porumbi. Am pus o capcană ca să-l prindem. Trebuie să dăm în această tablă, trebuie să bătem în această tablă ca să zgonim toate păsările. Am și cuțitul la brâu. Dacă cumva sare pe mine. Așa, din câte se pare, plecat toate. Cu multe. Așa, asta este mamaița. Hai, mamaița, mergem? Te pare ce am mâncat aproape toți porumbi. Hai, mamaița, ce am mai mâncat ăla. Te luăm pici. Amaița! Hai, vino și tălică. Ce pui? Am eu cuțitul! Am cu cuțitul în el! Dacă e cumva pe aici. Din câte se pare, cred că am mușcat momeala. Din câte se pare, cred că a fugit chiar cu aia. Da! Uite, a rupt ăla iar! Uite, mamaiță, iar a fugit cu ăsta. Uite. Păi știi, uite, uite, eu l-am pus aici. L-am pus aici și e, uite, în zona asta cu el. Vezi? A fugit iar cu el. Puh. Da, dar noi ce acum n-am prins nimic. Nu e niciuna la pus. Uite, uite, iar s-a căcat. Iar s-a căcat. Unde s-a căcat? Unde mai căcat? Uite, mă, acolo. Bori. Hmm? Uite, am pus un porumb aici, ca să prind. Am pus o momeală. Porumb ai pus? Da, un porumb și codaia. Uite, le-am mâncat pe toate. Iar cele trei pachete de ciocolată, de șoareci. Hai să vedem ce-a mai rost acum. Și cu ijea a fost făcut ăla. Hai să vedem cât am mai mâncat. Deci din câte se pare, n-am prins nimic. Și că am prins-o, cred că am pierdut o mare parte din porumbi. Bătrân? Porc? Păi... Uite! Uite un porumbul meu aici! Uite aici! Asta e! Nu e ăla, dar la altă. Ți-am arătat eu că la Rubicone. A. Ce s-a luat? Nu mai era. Tot unul. Eu l-am pus coleș, era de la frage. Bă, dar am mâncat și pe alea pachetele de ciocolată. Hai să mergem pe la gaură, dacă am mai lăsat ceva. Acum mergem la gaură, unde vine, vine doamna tanti Văghița. Uitați acolo. Căci, căci. Uitați, uitați. Știu, nu prea se vede bine. Să cobor. Măița, uite, am mai lăsat niște porc. Ha? Le-a lăsat un cadou. Hai încoa. Nu știu dacă pot să cobor. Nu mă, că nu vreau să pui mâna. Nu vreau. Dacă așa este gaură. Nu vreau mă să pui mâna pe el. Înregistrez. Sau nu se vede. Uite, îmi fac ăsta și îl pun pe internet.
pun asta pe internet să vadă lumea ce suntem terorizați. Te rog să apăta mâna. Hai dacă mergem, ce facem? Unde vrei, mă, tu mai mergem? Hai încolo. Păi da, nu o luăm pe aici. Nu te mai băga până iarba. Nu te mai băga până iarba. Mai trebuie să mergem. Mamaița! Ietă! S-au căcat ciurile iar! Uite, iată, vezi ce porumb frumos avem? Cred că e lumea chiar în copac să-mi ne dea ceva. Mamă, câți porumb să dați jos! Nu-mi vine să cred! Aoleu, Doamne! Am mâncat o întreagă parte de porumbi! Din câte vedeți, sunt toți jos! Hai, mama, aici să-i luăm! Nu! Te ajut! Hai, mă, acasă! Te ajut! Da, da, acum, lasă-l vie și tatăl tău, dar... Ne-a luat o grămadă. Și cu tatăl tău mare din viață. Păi, adică e la spital. Nu are. A, tata e un. Păi acum când o ducem pe mami, cred că-l luăm. Poate face o nenorocire. Păi 22 de porumbi într-o zi și o noapte face. Ce 22, mă, tu nu vezi? 22 de porumbi jos! Uite, de pe toți mai jos. Da, că faci niște mir la cap. Nu mai da. Dacă la unul mai are porumb. Frate, frate, te dă muncă, poate să stai. Dacă tu nu mai are porumb în afară de toți. Da, auzi, sunt cele parcă cu ei. Iată. Nu uitați. Păi ia uite aici sus. Nu mai rămâne nimic. Uite ce a adunat, îl pune jos, la urmă îi adună. Da, le adună... Și mănâncă, te liniști la urmă și mănâncă. Nu știu dacă vede prea bine, dar... Stai mică, bine se vede și coțofenele ajută. Coțofenele și cam foarte multe păsări. Se vede, la ajută. Astăzi este, cred că, vreo 10 grade. 10 grade astăzi, cred că, acum de dimineață, vreo 25 de grade. Ia uitați. Se mânca jumate din ei. Putem zi ceva, poate. Sună, nu cred, uitați. Mâncă din porumb. Trec din pământ, ia uitați. La ros. Ieri am scos, cred că aici vreau 50 de porumbi. La ros, nu lași cățelul acum. Hai să mergem dumne ca oarsele. Hai, mergem? Nu, măi, trebuie și apă, e. Nu te duce. Nu, mai, dacă mă uit așa. Nu te mai băgat în altă. Pua, mă, aseara am dat foc la un cauciuc și niște alea. Credeam că se vine fum în partea asta. Sunt acolo, să nu sunt spre pădure. Sunt spre Vâlcea. Cam asta este reportajul de astăzi. Ia uitați soarele. Vedeți și dumneavoastră. Acum, câte se pare, am mâncat iarăși în foarte mulți porumbi. Sper că a făcut indigestie. Sper că a făcut indigestie. Ia uite, aici, cine a jumulit porumbii așa după aici? Ia și Sergiu atunci. Păi uite, mama, aici acum sunt, cum să ne mai trăiască asta. Da. Uite, unul bun de fiert. Ce iau mai târziu să fiert? Mai târziu, mai pe la prânz. Trebuie să și pe la prânz, mai pe la ora 1-2. Aia s-a ars totul. Hai, pe la 1, pe la ora 1. Vreau să transmit. Și aici o mare bucată a fost mâncată. Mare bucată din porumbi a fost foarte afectată.
Sunt foarte afectați, trebuie să rugați o câteva zile. Dacă doriți, puteți să ne ajutați. De prima dată a venit direct aici. Știu, chiar aici a venit. Dacă doriți, ne puteți ajuta la numărul, stați pic. Puteți ajuta la numărul 074848 stați mi încă de la început. De la numărul, stați mi să o găsesc. Într-o săptămână se termină, nu mai rămâne nimic. Știu. La numărul... La numărul 074848 așa 0957. Uitați-vă. Da, nu merge să vedeți numărul bine. Și la numărul de telefon. Stați un pic, trebuie să-l caut în telefon, că nu prea știu. 0756. Nu mi-am caut în agenda. N-a mai venit să se cace acolo și atunci ai dea căcat, balică, mare. Nici nu știu mai bine să mai scarmene pământul. 0756546063. Au fost făcute și găuri. Uite, am stupat o groapă, ia uite și a făcut-o la loc. Uite, am stupat un pic groapa asta și uite, am făcut-o la loc. A început iar să sape. Nu e proaspăt. Nu cred, hai să ne mai uităm pe aici încolo. Acum are timp, are loc în loc. Alea că a făcut și pe drum, că mergem la el una. Nu mai dă ori, uite, până la acel... copac. Dacă doriți ne ajutați, e nevoie de mare ajutor ca să-l gonim. Mulțumim! A transmis Andrei Vlad George. La revedere!